este pentru prima dată când Ziua Poliției Locale este sărbătorită la Galați. Cu acest prilej au fost organizate o serie de competiții sportive la care au luat parte reprezentanții din structurile MAI. Cu toții s-au întrecut în a obține cele mai bune rezultate la tir, fotbal, bowling, tenis de masă, pescuit, dar și atletism, iar cei care s-au evidențiat cu rezultate deosebite au fost premiați. Doamnelor și domnilor, la fotbal, pe locul 3, s-a poziționat echipa Poliției Locale. Ia uitați cât sunt de frumoși și foarte buni, având în vedere că s-au poziționat pe locul 3. Cu promisiunea ca la viitoarele competiții să urce și mai sus. Merită aplaudați? Sunt foarte buni polițiști locali și își fac treaba așa cum trebuie. De o atenție sporită au avut parte și jurnaliștii. Aceștia au fost provocați de polițiștii locali să se ia la întrecere cu politicienii la tir. Punct ochit, punct lovit. A fost o surpriză și pentru mine, pentru că nu am mai tras de ceva vreme, dar iată că a reușit. Da, a fost o competiție inedită pentru mine, prima oară când trag cu arma. Au fost colegi, într-adevăr, din primărie, au fost consilier local și presa, bineînțeles. Îmi cer scuze dacă am luat locul întâi înaintea celor doi colegi din presă, dar e o competiție și trebuie să câștige cineva. Încercăm să legăm o tradiție, în sensul că pe 21 mai este Ziua Poliției Locale și încercăm să facem niște evenimente. Asta a fost unul din evenimentele din deschidere, la care invitații noștri, o parte din invitați și cei care le-au făcut plăcere, au venit să facem un concurs de tir, așa cum ați văzut. Jurnaliști versus politicieni. Exact, exact. La mulți ani și sper cu sprijinul lor să aducem instituția acolo unde este loc. Adunarea Generală a Federației Naționale a Polițiștilor Locali a hotărât ca Sfinții Împărați Constantin și Elena să devină protectorii polițiștilor locali drept exemplu pentru promovarea binelui și ocrotirea aproapelui. Astfel, ziua de 21 mai reprezintă Ziua Poliției Locale din România.